cad clădirile ridicate ilegal, spuneți dumneavoastră. Da, aici suntem de fapt exact în fața porții de la Colegiul Național Loga și aici era și e și evident când te uiți fizic, era o legătură între Loga și, da, acolo vine deja cu scandal, între Loga și Parcul Copiilor. Dacă te uiți pe CF, e Primăria Municipiului Timișoara, chiar scrie strada Cezar acolo la observații și e inexplicabil cum au reușit să-și pună acolo o poartă, cum să... Da, acolo e cu scandal. Mi se pare, domnule primar, iată a venit un reprezentant al... Da, eu înțeleg că, na, ei se supără pentru că n-au fost obișnuiți că nu primesc ce vor, dar, încă o dată, asta este domeniul public, e situația legală, e clară, am emis o dispoziție de demolare și acum demolăm. Și redăm, de fapt, timișorenilor ce este a timișorenilor. Veți merge până la capăt, nu vă veți lăsa intimidat de nimic. Da, normal, pentru că, adică, noi nu putem să fim un oraș demn, un oraș modern, dacă ne lăsăm intimidați. Uitați acolo, na, țipă, face scandal. Da, și din păcate, în trecut au avut tot felul de oameni complici în administrație care au ascuns aceste situații. Noi acum teren cu teren, dosar cu dosar le luăm, le scoatem la suprafață și la lumină și recuperăm aceste terenuri, nu pentru cineva, ci pentru timișoreni care o să meargă din nou pe această stradă spre Parcul Copiilor. Fără autorizație n-am făcut construit nimic. Și a dat oie cu președintele ăsta al nostru de la Timișoara. Așa, lasă că ne înțelegem după aia. Vă rog frumos, numai opriți-vă. Puțin, da, te rog frumos. Opriți-vă. Alo. Vă rog foarte frumos. Numai puțin. Mă calmez. Ia frumos. Alo. Frumos, dacă se face drum. Numai puțin. Vreau să discut. Dacă am făcut ceva fără reclamație, eu am nimica. Am autorizație. Păi ce am făcut? Păi ce am metri pătrați? Eu n-am făcut, da, acum 53 de ani, când s-a făcut, eu n-am știut. Eu n-am deschis nimic aici. Domnul primar, te rog frumos. Da. Bună ziua. Minte la... Bună, sunteți un om, președintele de aici. Primar. Președinte. Vă rog foarte frumos. Eu n-am făcut în capul meu. Eu așa am cumpărat, n-am construit nimica și așa vreau să rămâne. Eu vă aduc tot ce trebuie. Eu nici nu spun că dumneavoastră ați făcut ceva. Eu păi doar da, mi-a trimis. Eu vi-am trimis o dispoziție de moda. Nu mă pot să că am acte tot. Eu n-am făcut nimica. Tu vrei să scoți morții acum 73 de ani? Nu. Eu nu scot niciun mort, eu scot... Legea, nu. Asta pe lege este domeniu public și de aceea am semnat o dispoziție de demolare pentru că asta pentru este ce? Responsabilitatea mea. Nu e consubilitatea ta. Sunt oameni mai mari. Mai ți-a făcut probabil că sunt oameni mai mari din capul vostru. Probabil că sunt oameni mai mari. Eu nu mă las intimidat nici de dumneavoastră, nici de oameni mai mari. Te rog frumos. Eu vă rog foarte frumos. Pentru că acest teren este al timișorenilor. Nu e. Aveți este aici proprietarea mea. Proprietatea dumneavoastră se termină acum exact aici. Acum ai venit 70 de ani să scoți tu drumul care era închis înainte de Ceaușescu. Păi unde suntem noi atât? Unde suntem, le facem legea singuri? Dacă ați cumpărat de la cineva un drum public, atunci ați luat țeapă. Îmi pare rău. Nu am asta, cumpărat. Aici este am drum cumpărat, public. N-am construit aici nimic. Este drum public. Stai să spun, n-am construit nimic. Parcul ăsta, investit mulți bani. Eu nu l-am făcut pentru tine, ori pentru alții, pentru mine și familia mea. Dar l-ați făcut pe domeniul public. Eu n-am știut. De ce îmi pare rău. De ce n-a venit primarii aia să mă anunță? Asta mă întreb și eu. De ce n-a venit primarii când am cumpărat? Cum găsim singur răspunsul la această întrebare? De ce? Dar bine, cine dă pagubă asta? Na. Cine îmi răspunde mie pagubă asta? Da. De că ajung la oameni mai mari decât tine. Și de ca mine. Foarte bine. Că aveți un 1,78. Sunt oameni mai mari decât voi. Eu sunt cu legea. Nu sunteți cu legea. Și cu timișorenii. Cu timișorenii la stătate de acolo. Cine te-a dus? De la nemți? Da, nu contează. Nu contează. Pe mine m-au votat timișorenii. Pe mine m-au votat timișorenii ca să apute. Numai puțin. Da. Ia vedeți, cine a făcut gardul ăsta? De unde am cumpărat eu ăsta? Domnul primar, nu știu. Ia vedeți aici.
Nu contează cine a făcut gardul. Da. Că nici nu am făcut nimic. Nu vă băgăm în... Păi așa mi-a trimis dosarul ăla, da. Că am construit. Nu vă băgăm în pușcărie, nu vă dăm, da, o amendă, doar eliberăm domeniul public. Eu te pun. Puneți-mi. Eu îți fac un dosar penal. Bun. Faceți-mi. Eu doar îmi fac datoria de primar și apăr interesele orașului. Ia vedeți aici. Gardul ăsta eu l-am făcut. Ia vedeți că este aici așa. Ia uitați. L-a făcut cineva care nu era proprietar. Gardul ăsta l-am făcut eu, ora așa a fost în 52, 53. Eu nu l-am făcut. Uitați, aici este cartea funciară pentru acest teren. Da. Proprietar Primăria Municipiului Timișoara. Nu-i problemă, suntem de acord. Și chiar scrie strada Cezar. Nu ne trebuie, dar dacă nu e atâta. Mai scos tu asta. Nu e atâta. Păi n-a scos ăia morții care a murit. Acum a murit. Nu l-a scos. Că ăia primarul ăla care a fost, de ce nu l-a scos? Un metru avem. Nu este un metru. Aici 736 de metri pătrați. Deci de la vecinul, nu? Păi nu, e până aici. 736. Noi avem 1600. Uitați, domnilor. Avem. Vă rog foarte frumos. Și cât are el eu pentru... n-am făcut gardul ăsta. Eu așa am cumpărat și așa vreau să rămâne. Stâlpul ăsta eu n-am aici făcut filmat, eu din capul meu. Nu puteți să cumpărați domeniul. Nu, că public. Sunteți dumneavoastră, ați venit voi dumneavoastră prima oară acum. Stați liniștiți, că sunt oameni mai mari. Nu sunteți dumneavoastră. Probabil până acum acești oameni mai mari au reușit să ascundă această situație. Care ascunde să le ia Dumnezeu. Că tu nu ești acum. Tu știi cum mai stai? Două luni. Eu sunt ales de Timișoare. Două luni mai stai primar și te rung afară. Și plătești totul. Plătești totul ce faci. Știu că abia așteptați. Vedeți asta. Eu sunt primar. Eu sunt ales de Timișoreni ca să fac legea. Numai puțin. Vedeți asta. Cine plătește mie pe acum? Dacă dumneavoastră dați jos. Fii atent ce-ți fac. Dar stați un pic, ați construit pe domeniu public. Și de ce trebuie să... N-am construit. Eu așa am cumpărat. Tocmai ați spus că vreți să o pagubă. Păi de ce nu m-ai anunțat acum cu 10 ani să nu pun atâția bani? Mă întreb și eu de ce nu m-a anunțat acum 10 ani. Stai liniștit, bă, omule. Stai liniștit acolo în banca ta. Probabil ăștia mari au făcut să... Stai că nu ești tu mare. Sunt alții mai mari în București. Mai am fost amenințat. De la Pârvu, și am adus toate actele. Lasă pe domnul Pârvu, că nu e vinovat. Asta pe CF e foarte clar domeniul public. Nu este, domn. Dar nu luați să mă dați în judecată. Te rog frumos, stați liniștit, că nu e așa. Eu nu fac judecată cu prefectura. Primăria, nu prefectura. Nici primăria cu nimic. Eu nu am nimic. Dacă credeți că pe lege aveți dreptate, în loc să mă amenințați... Eu nu te ameninț. Eu nu te ameninț. Păi de ce mă amenințați dumneavoastră? Păi nu tocmai veniți... m-ați amenințat. Cu ce? Eu sunt oameni mai mari decât tine. Nu sunteți dumneavoastră. Eu n-am făcut gardul ăsta. Acum 51 de ani. Dar nu, eu n-am venit aici cu poliția să vă duc în pușcărie că ați făcut un gard. Eu doar eliberez. Eu n-am făcut niciun gard. Eliberez domeniul public. Asta e. Alini la codula. Îmi pare rău. Nu mă puce. Eu înțeleg că vă supărați. Ia vedeți aici. Am făcut eu. Eu n-am făcut nimic aici. Eu așa am cumpărat, așa vreau să rămâne. El ce face, așa. Face din capul lui. Nu poate să rămână așa. E domeniul public. Stai că nu e public. Domeniul public. Stai, mai înainte să-mi dai pe gubările. Ce am făcut eu aici așa. Nu atunci, nu cerem nimic. Avem libertate și viață. Da. Aici, păi aveți libertate până aici, că e domeniul dumneavoastră. Nu puteți să-l luați, nu terenul dumneavoastră. Nu mă băgăm pe terenul. Eu am adus și să mă sărutor. Hai să vedeți. Să mă sărutor acum 3 ani. Care a vrut ăsta, și 90 de centimetri am dat acolo până în caci. Nu cât te spuneți dumneavoastră până aici. Fiți liniștiți. Fii liniștiți ce spun. Eu ți-aduc toate actele și măsurătorul care am făcut acum 3 ani. Aici e CF-ul. Nu te priși pe el. Păi, stai liniștit că nu-i chiar așa. Nu-i legea, nu mă tine să o faci jos, dar să vină înapoi tot e drăguț. Cum? Eu te dau pe judecat. Noi acum, da, asta zic. Stai liniștit. Puteți să mă dați în judecată. E dreptul dumneavoastră să mă dați în judecată. E foarte ok că există un stat de drept, dar această lege mă obligă pe mine să eliberez acest domeniu. Domnul primar, dați-l ăsta jos.
Domnul primar, nu m-a ascultat. Domnul primar, unde plecați? Vă faceți de capul vostru. Ce faceți cu monumentul ăsta care a murit oamenii? Voi acum, 71 de ani, faci scoateți morții? Este oameni mai mari decât dumneavoastră. Nu știu ce sunteți. Este un mic tichel de la mic. Înțeles că cei care sunt vecinii sunt supărați, dar trebuie să respectăm legea. În CF scrie foarte clar Primăria Municipiului Timișoara că au fost alte vremuri în care astfel de situații s-au acceptat sau nu s-au reglementat, pot să înțeleg, dar vremurile s-au schimbat. Acum trebuie să respectăm legea și această stradă trebuie recuperată pentru timișoreni. Și din păcate nu este o situație singulară, vedem că tot patrimoniul Timișoarei a fost nereglementat, mulți au folosit această situație, mulți au folosit haosul, un haos intenționat din interiorul primăriei Timișoara. Directorul de patrimoniu, când am ajuns eu în primărie, fostul consilier personal al lui Robu, între timp este trimis în judecată pentru corupție. Și mulți au profitat de această situație, aceste vremuri au apus și trebuie să mergem înainte cu respect pentru reguli, cu corectitudine și cu toate terenurile publice care sunt și gestionate de noi, de primărie, de toți timișoreni și accesibil în primul rând pentru toți timișoreni. Acum e 1950 și nu a fost așa. El a făcut din capul lui să distruge frumusețea asta primară. Ajung la Haga. Fii atent de unde mă sună. De la Haga, că n-a fost într-o 1959. Așa a fost. N-a fost atâta 16 metri strada. Noi aveam voie să intrai pe era și dumneavoastră era liber. Tot acolo era să fie. Noi n-am furat palate și case. Păi, dar n-am furat. Dar de unde? Nu am furat, noi am cumpărat pe banii noștri. Pot să te cumpăr și pe tine. Pe mine nu mă pot cumpăra. Pot. Hai să văd. Pot. O să vedeți. Pe cine ai cumpărat? Pe asta care este aici. Pe cine ai cumpărat? Pe tine. Pe mine nu mai cumpăr. Pe tine te cumpăr. Pe tine te cumpăr în bani. Pe cine ai cumpărat? Pe viața asta. Pe cine ai cumpărat? O să vedeți dumneavoastră. Am adică provochetul.